România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi o să vorbim despre un moment ireparabil, dar și despre o faptă ale cărei consecințe vor rămâne pe vecie alături de cei implicați. Nimic din ce o să spunem nu o să aline durerea și nu o să repare lucrurile. Niciodată. În egală măsură însă, societățile trebuie să-și spună durerea, trebuie să fie ascultate și mai ales trebuie să învețe. Căci în orice avem învățătură, chiar dacă astăzi de-abia o întrezărim, sau eu unul de-abia încep să o deslușesc. Vorbim despre accidentul în care un polițist a omorât o fetiță de 11 ani aflată pe o trecere de pietoni. Acesta se deplasa cu viteză, fiind în misiune, dar într-o misiune în care urgența nu era necesară. O altă fetiță, o a doua fetiță, a fost lovită, dar a scăpat doar rănită. Un dosar penal a fost început, s-a dispus un control judiciar de 60 de zile. Ce putem vedea cu ochii noștri în imaginile existente este o mașină în viteză și o trecere de pietoni care abia se zărește. Este din aceeași tearsă pe care șoferii nu o pot vedea de la distanță, dar care ca pieton crezi că te protejează și martorii spun că șoferul avea viteză. El este polițistul, este cel care a sunat la 112 și a cerut ajutor pentru copil în mod repetat. Într-o înregistrare audio publicată de autorități, polițistul este auzit cerând sfaturi și grăbindu-i pe colegii săi. Sunetul prezintă un om în stare de șoc. Martorii spun că ar fi verificat starea fetei cu piciorul și o fotografie arată că are piciorul lângă victimă. Pe de altă parte, o procedură de urgență impune punerea victimei pe partea stângă. Procurorii și poliția lucrează acum la acest dosar penal și vom vedea cu siguranță ce va spune un judecător. Astăzi au apărut primele reacții din partea ministrului de interne. Domnul Bode spune că polițiștii răspund penal chiar și atunci când se află în misiune. El a întărit ideea că misiunea polițistului nu impunea viteză și urgență. Pe de altă parte, ministrul spune că din imagini rezultă că polițistul nu era pregătit să acorde primul ajutor. El spune că va fi reanalizat modul de intrare în poliție. Asta pentru că, știți, autorul accidentului este polițist din sursă externă, cum se cheamă, adică are 6 luni de pregătire după care a ocupat un loc de muncă în poliție. Și poate că acum am să spun ceva care o să vă supere, poate nu o să placă. Ne uităm la acest accident mai mult decât altă dată, pentru că este implicat un om în uniformă și te aștepți de la ei să nu greșească. Iar dacă o fac, să știe cum să răspundă în momentele respective. Dar jumătate dintre accidentele de la noi implică pietoni, oameni buni. M-am luat la întâmplare o statistică din 2018, când doar în capitală au fost 342 de accidente cu pietoni, 342, au murit 40 de persoane. Să vă zic că accidentele cu pietoni în România sunt cele mai multe din Uniunea Europeană? Nu vă mai spun că știți deja asta. Un accident e o nenorocire pentru toți cei implicați. Nimic nu poate repara asta. E un lucru la care societatea noastră lucrează ca să-l îndrepte de ani buni, dar fără să fi învățat ceva. Știți de ce? Pentru că avem puțin respect față de alții și pentru viața lor. Pentru că regula la noi este fluidă. Pentru că uniforma ne dă putere. Sunt sigur însă că greșeala poate să apară în viața tuturor. Sunt convins că și unii dintre voi, că și noi am greșit. Sau, Doamne ferește, unor oameni li s-au întâmplat lucruri care să-i marcheze pe viață. Iar eu astăzi vreau să învățăm ceva din această nenorocire, să nu o lăsăm să treacă pe lângă noi. Poate salvăm vieți, poate salvăm minți care au trecut prin asta. Și vă întreb, 0372069599, îl repet, 0372069599, care ar trebui să fie consecințele acestei tragedii? Ce ați învățat din această întâmplare? Unde vă uitați întâia dată? Și vă invit și la un gest curajos. Dacă ați fost printre cei aflați în situația de a fi comis sau ați fost victime ale unui accident, luați-vă inima în dinți și povestiți-ne ca să înțelegem mai bine. Ce le-ați spune celor care
ne ascultă. Dar dacă ești om care poartă uniformă, polițist, ce ne spui astăzi? 0372069599, emisiunea asta e și pe Facebook. Îmi cer scuze că am vorbit mai mult, dar am vrut să stabilesc bine cadrul acestei dezbateri. Florin deschide România în direct. Salutare! Bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor noastre. Salutare! Și aș începe prin faptul că eu n-am învățat nimic din această tragedie, în sensul că știam aproape tot ce s-a întâmplat, că se va putea întâmpla. Statistic vorbind, era doar o... o chestiune de timp până să se întâmple ceva asemănător, sau, mă rog, nu asemănător, ceva de genul cam în aceiași ăsta. Parametri. Da. Aici ne aflăm ca societate, aici suntem de foarte mult timp. Nu cred că la un moment dat ne-am îndepărtat de, nu știu, răul ăsta în care trăim. Nu putem să ieșim din el. E ceva... pare ancestral la o adică, dar nu e deloc așa. Încă nu înțeleg unde sunt problemele, nu neapărat de educație. Ce să zic, eu sunt și în postura omului care, la cărui familia a fost distrusă din cauza unui accident. Sunt și omul care a încercat să ajungă polițist și omul care a devenit infractor ulterior. Și omul care a produs un accident și omul care a fost victima unui accident. Deci aș putea deschide toate cele cinci subiecte. Dar... familia ta? Adică, păi, în sunt? 2008 mi-a pierdut sora cea mare, o familie de 3 copii, într-un accident de mașină care a fost doar victimă colaterală, să zic așa. Persoana cu care se afla în mașină a dormit la volan și singura victimă de mașină a fost ea. Cele erau șoferul și... Îmi pare rău să aud asta. Da, și de acolo lucrurile... Mulțumesc frumos. De acolo lucrurile au mers doar înspre rău. Mama mea n-a putut să suporte situația în care s-a găsit și într-un final a părăsit și a la 5-a distanță. Lucrurile n-au mers deloc bine în continuare. Dar nu s-a făcut absolut nimic pentru a preveni. Mi se pare că la prevenție stăm... nu știu, la 0,1% din care trebuie să facem. Da, nu existăm. E ceva incredibil. Dar e natura noastră, să știi, adică am vorbit mult la microfonul ăsta despre asta. Noi suntem tipul de societate în care nu ne îngrijim decât de cei foarte dragi și apropiați nouă. Știi că am explicat asta aici. Îmi pare rău să spun asta. Ne închipuim tot felul de lucruri despre noi, dar în realitate aici suntem. Da, și la prevenție nu stăm, nu ne învață nimeni, nu ne arată nimeni, ni se pune un carnet în mână. Avem acum o lege care cumva ne dă posibilitatea să șofăm defensiv, dar și ăsta e un gest, cum să zic, pe care îl facem benevol. Nu ne obligă nimeni. Poate acum, după, poate când ți se ia carnetul, să ți se dea obligatoriu, știu eu, 5 cursuri din astea, 6 cursuri. Mă gândesc, vin cu o propunere. Vin cu o idee. Da, cursurile sunt doar în teorie, dar practica e cea care ne lipsește cu desăvârșire și mi se pare incredibil că Institutul de Conservare nu este lipsă niciunui om. E imposibil. Nu se poate să nu te ferești de o, nu știu, de picăturile de ploaie când plouă torențială, de o umbrelă. Dacă ceva vine spre tine să te lovească, eu știu, o piatră, ai reflexe, tot Institutul de Conservare este și acela. Da, dar să știi că... în momentul în care te urci în mașină, lucrurile se schimbă tot. Da. Se transformă de tot. Da. Îți mulțumesc. Am... nu știu... cred că i-am luat vorba din gură lui Florin. Mai e acolo? Da, ți-am luat vorba din gură, te-am întrerupt. Spuneți, ai 10 secunde, ultima frază, te rog frumos, că vreau să trec mai departe. Nu, ce vreau să se schimbe, vreau ca prevenția să primesc. Asta mai e, asta ce n-am mult. Mulțumesc tare mult. Aș vrea ca prevenția să poată să înceapă din școală. Mă, când eram eu copil,
La un moment dat, sigur că pare așa ceva de râs, niște oameni luau niște haine de astea de semi-polițist și pe la colțul străzilor se îndrepta cu o paletuță. Era un gest bizar de care râdeam și atunci, că era o întreagă butaforie. Și pe aici trec copiii, dădeau stop la mașini, aveau niște mănuși albe, aveau niște cursuri, râdeam și atunci și ziceam, ia uite mă ce prostie ăștia se joacă de-a polițiști, știi? Ori că erau colegi mai mari, ori profesori, o chestiune de genul ăsta, și noi care eram mititei, simțeam un pic de... parcă n-ar fi în regulă ce fac oamenii ăștia. A, după aia, chestiunea asta cred că dispare cu totul și, în general, asta ne descurcăm noi în viață. Vlad, salutare! Ce ai învățat din nenorocirea asta? Salutare, Cătălin, salutare și ascultătorilor. Nu știu ce aș putea să zic că am învățat din tragedia asta. Condoleanțe pentru familie și îmi pare rău pentru polițist că acum să facem astrate că polițist putea să fie aceeași persoană în automobilul lui privat. Putea, da. Dar aici, Cătălin, înainte de a intra în subiect, să ne gândim că numai mai târziu de săptămâna trecută și acum două săptămâni au fost două accidente cu mașini de școală. Da. Da? Numai târziu din weekend, la sfârșitul săptămânii trecute, a fost dată decizia în primă instanță în cazul șoferului de la Baia Mare care a omorât cu BMW o fată într-o stație de autobuz, care a luat 3 ani, Cătălin. Da? 3 ani cu executare? Acum... Că da. Asta e foarte important, că în general la accidentele de mașină se dă cu suspendare. 3 ani cu suspendare pentru omor din suspendare. Culpă. Cu suspendare, asta spui, da? Adică nu, da. Nu trece pragul pușcăriei. Cu tuma instanțelor românești, dacă nu ești băut... A luat cu executare, din care se scade, da, și se scade perioada în care s-a tânărit. Ok. Pentru că asta și vreau acum... să zic, în general, instanțele din România dau cu suspendare dacă nu ești băut la volan sau drogat, sau, mă rog, într-o situație din asta care arată o inconștiență crasă, pentru greșeli... care chiar și cu victima umană, știți foarte bine că se dă cu suspendare. De asta m-am mirat când spui că a luat 3 ani cu executare. Probabil că o fi fost mai mult acolo, da. Acum, întrebarea e, după astfel de tragedii, bine, să nu lăsăm să se mai întâmple multe, ar trebui să ne punem un semn de întrebare vis-a-vis de a face o analiză sau de a face o evaluare a tuturor școlilor de șoferi și a tuturor instructorilor. Plecăm să luăm problema de la bază. Da. Aici nu cred că... Da. Ai bine ai spus. Băieții aia care sunt mână-mână cu băieții aia de la Suceava, de dau carnete, nu? Ai văzut? Acolo la Suceava au luat, că ai deschis subiectul, au luat acei polițiști. Dar mergând pe firul evenimentelor și pe firul șpăgii, n-au ajuns cumva și la cei instructori care au pus în legătură elevii cu... polițiștii? Cred că sunt unii dintre ei, da. Tot răul ăsta care se întâmplă pe șosele are o rădăcină undeva. Știi la ce mă gândesc? Acolo, da, la școala de șoferi. Merge totul pe repede înainte. Așa. Și să știi că, da, și oamenii acolo sunt diferiți. Unii care fac treabă, alții care mint, alții care iau șpagă. Lucrurile sunt părțite în România. Suntem ca niște insule. Hai să facem o evaluare a tuturor. Școlile, șoferi și a tuturor instructorilor. Să vedem. Da. Mulțumesc tare mult, el e Vlad. Știți la ce mă duce gândul? Și eu am acest sentiment și această tendință. Mă, cum ne suim în mașină, cel puțin în orașul ăsta, la alții, nu știu cum o fi. Parcă intră un demon în noi, parcă ne grăbește undeva, parcă trebuie să călcăm pedala aia de accelerație, parcă suntem mereu în întârziere. Ce l-o fi împins pe omul ăsta să aibă așa viteză? Că se ducea, era în timpul serviciului. Acolo mai își pierzi timpul, nu? Era în timpul serviciului, te duci de colo până colo. Ce ne împinge să mergem peste linii, să ne grăbim, să prindem alea 10 minute? La un moment dat, eu însumi eram pe undeva prin Harghita, Covasna, știți că oamenii merg mai încetul acolo? Realmente merg pe stradă mai încetul. Da, cu mașinile și între localități chiar. Și eu cu mașina mea de București aveam mă mâncam în talpă și ziceam, bă, dar de ce merg ăștia așa încetul? Aici e un fenomen pe care nici măcar eu nu pot să mi-l explic în legătură cu mine, în sensul ăsta. George, ce ai învățat din nenorocirea asta? Salutare! Salutări! Mă bucur că am intrat de data aceasta și cu alte ocazii când erau abordate subiecte legate de accidente de conducere, aș fi vrut să intru. În primul rând,
lucrez, să zicem, am un CV legat de pilotajul auto, pentru că n-ar rost să mă ascund sub un anonimat. Sunt George Grigorescu, fost campion național de raliuri. Bine ați venit la noi. La ora actuală, organizator de școală de pilotaj, organizator de școală de conducere, ce apelăm acest preventiv defensiv. În primul rând, ce am învățat este că acum toată lumea s-a repezit asupra acestui caz. Trebuie să fim conștienți, cazuri ca acestea se întâmplă probabil, din păcate, zilnic. Avem o dată pe săptămână. Dată, cea mai mare număr de decese la 1000 de locuitori din Europa. Acum este amplificat totul și aici condoleanțe familiei victimei, pentru că era un copil, era o fetiță, era petrecerea de pietoni și mai mult conducătorul auto, deci era un polițist. Și ce am învățat este că, din punctul meu de vedere, că trebuie să profităm, ca să zic așa, de astfel de ocazii, pentru a atrage atenția. S-au spus multe deja și s-ar putea să mă repet, doar așa ca să trec în rapid. Ceea ce a spus chiar dumneavoastră ultima dată, înainte de a interveni eu, v-ați referit la această atitudine rapidă, grăbită, agresivă. Uh-huh. Este vorba de agresivitatea generală, care în România este mult mai ridicată decât în toate celelalte țări. Conduc foarte mult, am mulți ani de condus, am condus prin întreaga lume, nu numai în Europa, și am urmărit de-a lungul zecilor de ani evoluția în Europa a atitudinii și a mentalității la volan. Acum 20 de ani, dacă mergeam în Ungaria sau în Austria, conducătorii depășeau, se ne făceau depășiri forțate, ambalau motoarele. Ne ducem acum, toată lumea merge în limita de viteză, pentru că au învățat că nu câștigă nimic pentru 20 cu 20 de kilometri sau 30 de kilometri la oră mai mult. Tot acolo vor ajunge cu un minut sau două mai devreme sau deloc. Deci aici mentalitatea a rămas la un nivel foarte, foarte agresiv. Eu cred că o problemă de societate, de mentalitate, de educație, toate acestea contribuie. În acest punct de vedere, domnul agent polițist se încadrează în marea masă. Este tânăr, din ce am înțeles. 27. Și nu are cum să fie un conducător mai bun, accentuez acest cuvânt de bun, mai bun decât marea masă din care se trage, pentru că a urmat o școală de șoferi, a dat un examen de conducere, la fel ca toată lumea. Deci acolo undeva se încadrează. Deci am vrut să zic de atitudinea generală, de valoare de societate, de a fi bun, de a fi uman. Da? Asta e problema care ne lipsește în clipa în care suntem la volan. Doi, este vorba de pregătirea propriu-zisă, unde mi-au trecut mii de, să zicem, elevi așa, de cursanți la cursuri de conducere defensivă. Eu le explic de la început că nu învățăm să conducă defensiv, să se apere de ce se întâmplă în stânga și ce se întâmplă în dreapta, ci să conducem corect. Dacă conducem corect, atunci conducem implicit și George Grigorescu, defensiv. Experiența pe care o aveți, campion național multiplu, da, al României, om care a stat în dreapta cu mii de cursanți, dați-ne, pentru că aici timpul nostru e oarecum limitat, încercăm să luăm cât mai mulți oameni, dar dați-ne un sfat cu care fiecare dintre cei 500.000 de ascultători ai acestei emisiuni să plece de aici. Pentru că bănuiesc eu că mulți dintre ei sunt chiar la volan în momentul ăsta. Și aș vrea de la un profesionist să plece cu o idee care, măcar azi, sau măcar în minutele următoare, să-i facă să meargă mai încet. Rapide. Să fie conștienți că ceea ce au învățat în școala de șoferi, acele deprinderi s-au fixat ca automatisme și cu probabilitatea ca o mare parte a acestor deprinderi fixate ca automatisme să fie greșite. Deci în caz de iminent pericol,
șansa să reacționeze greșit este foarte mare, adică capacitatea de a controla reacția mașinii este cât se poate de redusă. Poziții la volan greșite, neobișnuința privirii unde trebuie și și aici e probabil legat și de acest accident. Al doilea lucru ar fi să învețe să fie mai buni, am zis mai devreme, mai buni, mai oameni. Da? Deci când ne urcăm la volan, parcă suntem fiare. Da? Să fim mai buni, să fim oameni, să lăsăm și pe celălalt, să fie mai preventivi, dacă este roșu în față, n-are rost să mă depășească cu 70 la oră să accelereze, pentru că peste 100 de metri trebuie să frâneze. Deci nu a făcut nimic, asta e genul acesta de agresivitate la care trebuie să renunțăm. Și un cuvânt, încă o dată, cu toate scuzele pentru familia victimei. E vorba de pietoni. Pietonii au un drept, petrecerea de pietoni. Trebuie să se exercite cu responsabilitate. O mașină la 50 la oră, în momentul în care conducătorul auto frânează maxim, mai devreme de 8 metri nu se poate opri. Deci dacă mergem pe trotuar și brusc virăm stânga sau dreapta să intrăm pe trecerea de pietoni, fără să marcăm un moment de oprire, să ne uităm în stânga, să ne uităm în dreapta, că nu vine o mașină care poate nu se poate opri instant, da? E vorba de educația și conștientizarea pietonilor. Avem tinerii de astăzi, vedem cu gluga în cap, că așa se poartă. Și cu căștile. Este cool. Și cu căștile în urechi. Da? Sau vorbim la telefon, cu telefonul la ureche. Telefonul la urechea stângă și intrăm pe trece pieton să ne uităm în stânga. Poate de acolo vine mai întâi o mașină. Nu, nu ne pasă absolut nimic. Trotinetiștii care sunt, de exemplu, participanți la trafic, așa, ajung la trecerea de pietoni și brusc se transformă în pietoni. Adică cu trotineta virează pe trecerea de pietoni ca cu drepturile unui pieton. Da. Nu spărați, la 20 la oră când merge o trotinetă, dacă îmi sare în față, mi s-a întâmplat personal. Am scăpat și eu și trotinetistul la limită. Dar, deci, astea ar fi trei lucruri. Și telefonul. Telefonul care ne captează și atenția, ne distrage. Nu vă mai uitați în telefoane. La baza unor mare număr de accidente. Mulțumesc. George Grigorescu, campionul național de automobilism, ne-a sunat. Sper ca sfaturile lui să fie utile. Întotdeauna îi spun copilului meu, nu merge pe stradă cu căștile în urechi. Nu folosi căștile când treci la trecerea de pietoni. E aproape o mantră, sunt obligat să-i zic chestiunea asta. Astăzi sunt niște căști atât de moderne încât te lasă să auzi și sunetul de afară. Setați-le măcar așa. Mie căștile astea mi se par o nenorocire. România în direct se ocupă astăzi de cazul în care un polițist a lovit mortal o fetiță de 11 ani. Și v-am întrebat ce învățăm fiecare dintre noi din povestea asta. Adrian, salutare, ești la România în direct. Salutare, bună ziua tuturor. Ce să învățăm din asta? S-a spus mai devreme, a spus cineva că e un lucru care se poate întâmpla în orice moment. Și are mare dreptate, după părerea mea. Aș vrea să discutăm un pic despre ce spuneați și dumneavoastră. Acea trecere de pietoni aproape invizibil. Nemarcată, da? Da, e aproape invizibil. Adică tu o vezi ca pieton, că îi vezi contururile alea. Dar nu știu dacă un șofer o vede de la 50 de metri distanță, adică distinge el ceva. Și acum bănuiesc că e șofer, nu? Da, bineînțeles. Te ghidezi... Am tras pe dreapta ca să putem vorbi, să nu mă distrag. Mulțumesc mult. Da. Te ghidezi la trecerile de pieton sau alte lucruri de genul ăsta de semne, cu semnele de pe margine sau la trecere te uiți? Care-i, unde te uiți? Semnele de pe margine. Semnele de pe margine. Și în general, din experiența mea de conducător auto de multă vreme, mă uit și la pietoni. Mă uit că îl văd deja când vrea să coboare. Chiar dacă sunt oameni care, într-adevăr, cum spunea domnul mai devreme, sunt oameni care probabil că n-au condus niciodată și nu-și dau seama că o mașină care se află la câțiva metri de trecere nu poate frâna ca să-l ferească, nu? Să evite accidentul. Dar asta e un aspect, asta ține de noi, de fiecare. Eu vreau să spun, eu am văzut puțin imaginile la știri.
Da. Mărturisesc că n-am urmărit asidu chestia asta, că nu prea mă mai uit așa la știri de astea negative. Ce te-a surprins? Așa, zi-mi. Ok, imaginea, dacă am văzut aceleași imagini cu toții, era blurată, să zicem, în dreptul victimelor, da, ca să nu se vadă impactul. Da. Dar ce m-a surprins este că a fost blurată și girofarul mașinii. Da, bara aia de deasupra cu lumini. Pentru că a fost, martori au spus că nu a avut luminile, n-a avut semnalele luminoase și acustice. Da. Ce interesa, nu știu, nu-mi dau seama. Avut, asta este foarte important. Nu-mi dau seama de ce a fost blurată, nu pot să zic pentru televiziunea a făcut chestiunea asta, poate să mai vedea ceva în imagine, nu-mi dau seama. Dar astăzi misterul s-a lămurit, adică omul nu avea semnale nici acustice, păi, nici luminoase. Și chestia asta, impulsul ăsta al autorităților, au venit colegii imediat, i-au schimbat uniforma. Este tendința asta, mie mi se pare o chestie... Să mușamalizăm, imediat, să ascundem. Nu, dumne, s-a întâmplat, se poate întâmpla oricui, nu neapărat la că era polițist. Că a atins-o cu piciorul, au găsit repede că, dom'le, e o procedură, aș fi vrut tare mult să, dacă poate să intre cineva de la Smurd sau de la Salvator, care știe foarte bine procedurile. Da, uite, chiar facem un apel, să sune cineva care știe procedurile astea. Sper să-l și găsim pe linie, că sună sute de telefoane în continuu. Știu că e o temă dureroasă. Acum, Adrian, în ce privește mușamalizarea, dacă mă întrebi, părerea mea este că i-au schimbat hainele de teamă să nu existe o reacție violentă a mulțimii acolo. Adică, într-un fel, i-au acordat protecție. E de înțeles, da, e de înțeles. Însă, întâi protejezi victimele. Și, așa, din câte știu eu, nu întorci persoana, o persoană care are, să zicem, fractură de coloană, da? Sau leziuni la... Da, nu, da. Nu poți să o întorci, că dacă ai întors, poți să-l nenorocești. Da. Și alte, sau o fractură deschisă, cum îi întorci piciorul să-l pui, știu că pe o parte, dar mă rog. Asta ar fi... în concluzie, felul în care statul se preocupă de siguranța noastră. În poliție intră poliția, deci nu mai sunt oameni care au vocație pentru așa ceva. E un job bun și atâta, bine plătit. Bine ai spus. La pensie de vreme, domnule, e o concurență enormă pe exact. Asta. Și o grămadă de oameni, Adrian, care vin din afara poliției, intră acolo fără vocație și eu însumi am auzit oameni care spun, dar ce, noi, bine, bă, profesie bună, intri acolo, stai 20 de ani, la 47, 48, 49, 50, ai ieșit la pensie, salariul merge, leafa merge și așa mai departe. Or, nu e ăsta modul de a face poliție și, doi la mână, te-ai aștepta ca statul măcar să instruiască pe purtătorii de uniformă în câteva chestiuni simple. Să le ia și să zică, băi, ești polițist, ia stai mai un pic. Poate la un moment dat te suim la volanul unei mașini. Du-te, fă un curs la oamenii ăștia. Uite, suna George Grigorescu, Titi Aur. Du-te, hai să facem niște cursuri, să învățați să conduceți rablele astea pe care le mai are poliția. Ce știți să faceți cu ele? Că altfel e un șofer la fel de bun ca noi. Și noi ne așteptăm ca ei să fie mai nu știu cum. Adrian, îți mulțumesc, spor la treabă, bravo că ai oprit pe dreapta. Vă înțeleg emoția și cu toții suntem în același timp și în același gând, pentru că asta e ceva ce nu mai poate fi reparat. Acolo sunt familii distruse și înțeleg că trebuie să luăm în calcul toate lucrurile acestea. Demersul meu de astăzi este... pleacă din dorința de a învăța. Poate la un moment dat vom ajunge, cum a spus al doilea ascultător al nostru, Vlad, cred că el a spus. Dom'le, ați văzut că ungurii s-au mai potolit? Lucian, salutare, ești la România în direct. Bună ziua! Ce am putea să învățăm? Unu, că șmecheria ucide. De ce era mai șmecher polițistul decât alții? Că aici trebuie explicat. Imediat. Da. Și în al doilea rând... viața e pe proprie răspundere. Aș începe cu partea a doua. Ok. Întâi, cu groază m-am uitat și aici aș lega și de evenimentul de la Bolintin. Atât fetița în evenimentul ăsta groaznic,
cât și domnul de la Bolintin. Puteau să se salveze. Dacă nu se băgau în fața pericolului. Eu aș invita părinții să se uite bine pe filmuleț și să-și învețe copiii. Când vezi un pericol, nu te băga în fața lui. Dar domnul de la Bolintin, dacă nu oprea, avea un geam spart. Da. Nu știu ce să zic. Poate da. Cred că e meseria lui. Tu te-ai uitat pe imagini și crezi că aceste fetițe, că erau două, nu s-au asigurat corespunzător? Da. Nu, s-au asigurat. Probabil nici n-aș vrea să comentez. Pur și simplu, dacă se opreau, nu s-ar fi întâmplat nimic. Da. Spaima... Dar nu e vina lor. N-au putut aprecia, deci probabil că viteza cu care se vede, mașina trece în viteză foarte mare, posibil să nu fi apreciat foarte bine datorită vitezei, să se fi speriat, să se fi panicat. Dar e bine ca copiii să aibă antrenamentul ăsta. Da. E bine ca părinții să învețe treaba asta, să-și învețe copiii. Spunem despre șmecherie, că așa e început. Că șmecheria ucide. Păi vedem frumos pe stradă. Da? Dacă circul normal cu viteză legală, întotdeauna va fi un șmecher care să te depășească, să intre pe contrasens, să facă o depășire aiurea, să te pună în pericol deși tu mergi ca lumea. După aia e șmecherul care, deși o comite, scapă. Da? Șerban Huidu a omorât 3 brașoveni. Asta vă zic că sunt din Brașov. Da? Condamnat la pușcărie, mă rog, cu suspendare, da, cum vorbeam. Da, cu suspendare, da, deci au murit 3 oameni și au făcut suspendare. Mm-hmm. După care a făcut emisiuni umoristice și oamenii s-au uitat în continuare. E ciudat, eu n-am mai putut. Eu mă uitam la emisiunea lui până atunci. Nu s-au uitat n-am mai altă putut. Dată, să știi, adică audiențele nu au mai fost cele ca acum 15-20 de ani. Nu s-a uitat. Mulți oameni, într-adevăr, în continuare s-au uitat. Da, e ciudat. Așa. E ciudat. Deci omul ăla n-a avut pic de regret. Nu mai poți să faci așa ceva. Da? Deci ăsta e genul de șmecher care îl avem. Și cum îl promovăm în presă? Da? Statul polițienesc, da? În ultimii 2 ani ne calcă pe cap. Și e promovat. Da? Vedem acum ministrul că trimite control la Bolintin. Dar el nu-și asumă? Da. El e șmecher. Da. Asta e. Da, sunt două evenimente grave care pleacă din șmecheria impusă în ultimii 2 ani. Da. Nu știu dacă cetățeanul nu contează. Cetățeanul trebuie călcat. Trebuie nu știu dacă are legătură cu ce se întâmplă în 2 ani. Are, pentru că este o psihologie care s-a creat. Da? Avem, mai e legat și de... Tu crezi că psihologia polițistului, care e mai important decât restul societății sau mai bun când urcă la volan, crezi că e doar din ultimii 2 ani? Păi România are o istorie... Am înțeles, dar în ultimii 2 ani s-a încurajat de s-a ajuns la nivelul la ce aveam înainte de 89. Eu cred că în ultimii 2 ani în România autoritatea a fost pusă la încercare mai abitir ca niciodată. Și cred că dacă mă întrebi, cred că mai curând s-a construit împotriva. Păi am să-ți dau un exemplu acum. Păi cum? Joi sau când a fost asta? Sau vineri? A intrat un grup de protestatari AUR cu George Simion în frunte, în fața... în primăria Timișoara, fără ca poliția și jandarmeria să intervină. Au fost scoși de acolo de un civil. Păi cum? Este cu totul altceva. Păi cum? Aia îmi spui tu că autoritatea polițienească a crescut. Sau deci, că sunt mai apăsați. Păi cum? N-a urmărit cu elicopterele pensionari care ies să respire. Este cu totul și cu totul altceva. Și aici poate fi o chestie. Faptul că nu mai avem măsură. Da? Punem evenimente diferite, complet diferite, scări diferite la același nivel. Da? Tu de exemplu, pus. E mare tamtam că acel polițist a atins cu piciorul fetița. Trebuia să nu se întâmple accidentul. Da, asta lumea judecă, martorii judecă tot ce da, se de vede. Ce? Pentru că îl vede, e psihologie. De ce? Pentru că îl vede ca pe un șmecher. Din nou, e aceeași chestie. Doar că săracul om era, mă rog, săracul om. Era în stare de șoc. Era în stare de șoc. Era cu telefonul la ureche.
Păi, acum el a anunțat accidentul în timp ce vrea să verifice, deci el clar că era dat peste cap. Și de asta zic, se pun probleme de scări diferite, la fel, și se discută că el a dat cu piciorul. Nu, marea problemă că el a dat cu mașina. Da. Marea problemă e că lui nu i-a păstrat că poate să dea cu mașina. Asta e cea mai bună observație. Lucian, mulțumesc mult. Anca e la România în direct astăzi. Căutăm... Bună ziua! Consecințele acestei tragedii. Te ascultăm. Bună ziua. Eu sunt de părere și s-a vorbit mult despre asta la radio, cel puțin la voi în emisiune, despre regulile pe care românii tind să le vadă ca pe niște repere așa generale. Legile pentru noi sunt niște repere care rare ori ne sunt adresate și când vine vorba de poliția română, cu atât mai mult. Adică fiecare dintre noi a văzut cel puțin odată un polițist care iese la volanul unei autoutilitare cu telefonul. Care este la volanul, s-a întrerupt o secundă, care este la volanul mașinii cu telefonul. Cu telefonul la ureche. Mie mi s-a întâmplat de zeci de ori să văd și de câteva ori le-am și bătut obrazul. Ei nu consideră că legile sunt valabile și pentru ei. Cu atât mai mult. Adică noi, în general, românii nu avem tendința să respectăm sau să considerăm că ne sunt adresate regulile. Pentru alții, nu pentru noi. Mă pare rău că discuția se întâmplă cu ocazia asta, un eveniment tragic, pentru că tragic așa este facem, și pentru politici. Așa facem mereu, să știi. Adică nu avem alt reper, deși aici am mai făcut emisiuni chiar și în afara accidentelor despre modul în care se circulă în România. Europa FM a avut și o campanie în acest sens, măcar în ultimii ani. E vorba lui Florin, care a deschis această emisiune, e ceva aproape de neînțeles cum noi, ca societate, nu reușim să mutăm în bine această problemă cale de 30 de ani încoace. E imposibil de explicat. Ce ar trebui să învețe poliția română din asta este că sunt niște modele pentru societate și atunci când ei nu respectă legile, nu fac decât să dea argumente celor care oricum nu respectă legile. Păi dacă polițistul tot timpul e cu telefonul la ureche, eu de ce n-aș fi? Dacă polițistul tot timpul depășește viteza legală, eu de ce? De ce ar trebui să o respect? Pentru ce? Asta e părerea mea. Sunt mulți polițiști care ne ascultă din mașini acum, știu. Probabil că și ei sunt, sau mulți dintre ei sunt la fel de șocați de ceea ce s-a întâmplat. Dacă ar fi o putere în țara asta responsabilă, cu siguranță că poate s-ar îndrepta în timp mai multe lucruri în ceea ce privește haina de poliție. Vă recomand, mulțumesc tare mult, Anca, vă recomand pe platforma recorder.ro un reportaj despre starea adevărată a poliției române, la care niciunul dintre șefii săi nu răspunde. Domnul Bode a promis astăzi o reformă și o analiză a modului în care se intră în poliție, că, na, vezi, doamne, omul ăsta care a făcut accidentul era cu școală de aia de 6 luni. Aceeași poliție nu l-a prins pe cetățeanul care a pus bomba la Arad, știți? Că am vorbit aici, s-a pus o bombă în România anul trecut, noi. Nici vorbă să avem un rezultat până acum. Sigur că lumea se uită cu semne de întrebare la activitatea poliției române, dar sunt atâtea ocazii în care s-ar fi putut face ceva, încât singura speranță pe care o am este că acest corp polițienesc se va autoregla. Și sunt convins că acolo sunt oameni care vor să facă treabă. Adrian, salutare! Ești la România în direct. Bună, Cătălin! Ai întrebat care este... Învățătura pe care am tras-o în urma incidentului ăsta. În primul rând, am sunat, pentru că e fix în momentul în care anunțai tema, un pieton venit, mergea pe trotuar și a pășit direct pe trecerea de pietoni, fără să dea cel mai mic semn că dorește să traverseze, și asta m-a determinat să sun. Învățătura principală este să fiu mult mai atent la trecerea de pietoni. Sunt din Iași, o parte din trecerea de pietoni din Iași sunt luminate pe toată lungimea lor, ceea ce e un lucru extraordinar.
dar cei care nu sunt îți creează reale probleme acum, mai ales dacă nu marcajul nu este foarte evident, așa cum s-a întâmplat din păcate în cazul fetițelor de la București. Un alt învățământ pe care îl trag este ca educația pe care s-o, o fac copiilor mei să includă și regulile de circulație. Aș include, dacă vrei, la categoria regulilor de circulație, inclusiv empatia în trafic, chiar dacă ești pieton. Da, e dreptul tău să traversezi pe unde vei, dar nu totdeauna dreptul tău trebuie accesat oricum în defavoarea altora sau, mă rog, în defavoarea protecției tale, pentru că vorbim de un parc auto care este așa cum este, o mașină poate să pară în formă, dar nu-ți dai seama decât într-o situație genul ăsta, când frâna ține cu 3 metri mai mult, ce exact de aia 3 metri te-au nenorocit, când, nu știu, direcția nu este la fel de sigură și acel 2-3 grade în plus de joc la volan sunt cele care au terminat acroșarea ta și așa mai departe. Deci, revenind cu copilul meu, întâmplător de vreo lună și jumătate, tot în urma unor cazuri mediatizate, am început să explic în trafic ce aș fi făcut mai bine eu dacă eram pieton, pentru că până ajunge să fie șofer mai sunt ceva ani buni. Învățăturile tale sunt bune. Da, rămâne acest din păcate. Din păcate nu toată lumea procedează ca tine. Nu cu toții avem puterea. Îți mulțumesc tare mult, Adrian, pentru acest final de emisiune. Nu toți au puterea sau nu toți au atenția sau pentru foarte multă lume acesta e un fapt divers. Dar cursul pe care îl propui, acela de empatie, ar trebui ținut în fiecare zi, acasă, la fiecare dintre noi. Marian Godină, polițist care a văzut zeci de astfel de cazuri, scrie așa la o zi, două, după nenorocirea asta. În cazul accidentelor rutiere, moartea vine brusc și răpește oameni sănătoși de multe ori, tineri, chiar și copii, așa cum s-a întâmplat ieri. Oameni la care nu se aștepta nimeni să moară. Mor oameni care aveau toată viața înainte, iar cei care trăiesc vor fi nevoiți să o facă cu această grea povară tot restul vieții lor. Ce pedeapsă poate fi mai grea decât asta? Dar ce pedeapsă poate fi mai grea, zic eu, pentru o întreagă societate ca de ani și ani de zile să asiste aproape neputincioasă la lucrurile astea pe care noi ni le facem nouă? Poate dacă astăzi plecați cu un gând de 10 secunde către ceilalți din jurul vostru, pe care chiar dacă nu-i știți, puteți să-i simpatizați sau să fiți alături de ei, Poate măcar astăzi o lăsăm un pic mai ușor. Eu sunt Cătălin Striblea, România în direct se încheie aici. Vă spun spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM.